noastră de bună să rămânem lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Seara aceasta am citit un text foarte scurt, doar 3 versete, și spuneam la început. Versetele acestea vorbesc foarte puternic despre una din marile noastre probleme. Înainte de a mă apropia în mod specific de subiectul din aceste 3 versete, aș vrea să vă spun câteva lucruri cu caracter general privitoare la această predică din care ele fac parte. Știu, veți spune, frate Iosif, știm, ele fac parte din predica de pe munte. Vreau să vă spun că dacă mi-a fi cerut mie cineva părerea cum să se numească predica aceasta, eu n-aș fi numit-o predica de pe munte, ci aș fi numit-o trăirea în neprihănire. Știu, foarte mulți comentatori biblici, foarte mulți predicatori o numesc predica de pe munte, dar titulatura aceasta face referire la locul sau la cadrul geografic în care a fost rostită predica. Dar dacă aș numi o trăire în neprihănire, eu cred că aș sublinia mai bine subiectul ei principal. Unii comentatori biblici nu s-au sfiit în a face o comparație între predica aceasta și darea legii. Știți, în vechime, când Dumnezeu și-a scos poporul din Egipt, a avut mult de lucru cu ei, încercând să le schimbe modul de viață pe care îl deprinseseră în Egipt și încercând să le implementeze un nou program, alte setting-uri, un nou mod de viață după care să se orienteze atunci când vor ajunge în țara făgăduinței. În sensul acesta am spus în repetate rânduri că Dumnezeu le-a dat 612 sau 613 legi. Ezitam pentru că la autori diferiți am găsit opinii diferite. Unii ziceau 613, alții 612. Pentru o introducere la Talmudul evreiesc, am găsit însă că evreii consideră 613 legi și de aici înainte eu am să vă spun când mă voi referi la lege despre cele 613. 365 dintre poruncile Vechiului Testament erau porunci negative, interdict, în sens interdictiv. Le interzicea Dumnezeu să facă un lucru sau altul. 248, cred că, adică diferența, puteți să potri pe hârtie mai repede decât mine, reprezentau porunci pozitive, așa să faci, așa să lucrezi, așa să vorbești și așa mai departe. Probabil că unii cercetători mai meticuloși vor fi căutați să vadă dacă în această predică rostită de Domnul Iisus și consemnată în Matei, capitolul 5, 6 și 7, s-ar putea găsi cam tot atâtea porunci care se interzică și tot atâtea porunci care să îndemne, să le ceară. Nu știu lucrul acesta. Dar ceea ce știu este că toate aceste principii exprimate de Domnul Iisus în această predică reprezintă temelia vieții trăită în neprihănire. Simt nevoia să accentuez lucrul acesta pentru că în vremea noastră foarte mulți predicatori, foarte mulți cercetători, teologi, cu nume mari, cu diplome strălucitoare obținute pe la școlile mari de teologie, vin și spun, astăzi nu mai este nevoie să ne străduim să mai facem ceva. Un predicator a fost întrebat ce ar trebui să fac ca să fiu mântuit. Și răspunsul lui a fost unul parțial. El a spus, nu mai trebuie să faci nimic, totul a fost făcut de Hristos. E adevărat, problema păcatelor noastre, a zidului de despărțire dintre noi și Dumnezeu, a fost rezolvată în mod magistral prin jertfa Domnului Iisus la Golgota. Dar aș vrea să vă spun că asta nu ne scutește pe noi de strădania, de responsabilitatea de a trăi curat și frumos înaintea lui Dumnezeu.
Mi-ar fi greu să cred că Domnul Iisus expune atât de multe principii frumoase pe care apoi să le anuleze 3 ani mai târziu printr-o jertfă și după aceea să se spună nu este nevoie de tot ce v-am spus eu înainte. V-am spus că trebuia să predic, dar acum am dus jertfa de aici înainte numai eu. Nu-i adevărat. Câtă vreme voi trăi și voi gândi sănătos, voi îndemna pe poporul Domnului să trăiască în neprihănire. Și aceste principii pe care le găsiți exprimate în Matei 5, 6 și 7 n-au fost desfințate ca urmare a jertfei pe care Domnul Iisus a depus-o la Golgota. Ci dimpotrivă, prin acea jertfă și apoi prin revărsarea Duhului Sfânt în viața noastră, noi am căpătat puterea să împlinim aceste lucruri despre care Iisus a vorbit în predica sa, binecuvântat să fie El. Pasajul acesta, din cele 3 versete citite, eu am găsit că este unul dintre cele mai dificile de acceptat de către creștini. Poate doar porunca aceea de a ne iubi vrăjmașii să o acceptăm și să o împlinim mai greu decât porunca despre care se vorbește aici. Mântuitorul Iisus ne-a spus că noi, cei ce suntem fii ai Tatălui Ceresc, noi trebuie să ne iubim vrăjmașii, să-i binecuvântăm pe cei ce ne vorbesc de rău, celor ce ne fac nouă rău, noi să le facem bine și nu doar odată, ci ori de câte ori avem oportunitatea, lucrând în felul acesta, noi dovedim adevărata noastră natură nouă, schimbarea făcută de Dumnezeu în noi. Aceea, cred eu, este porunca cea mai grea, care stă în fața unui creștin răscumpărat prin jertfa Domnului Iisus. Porunca de a-ți iubi vrăjmași. Unii dintre noi au dificultăți în a-și mai iubi soția după 10 ani sau soțul după 10 ani. Drept, fraților, e drept. Și dacă v-aș spune acum că trebuie să vă iubiți soția și să vă exprimați dragostea față de soție până la capătul vieții împreună, eu știu că pe unii v-aș deranja. Când uneori lucrurile acestea parcă nu ne plac. Dragostea a fost atunci în luna de miere și după aceea, gata, venim la lucruri mai serioase. Nu. Dragostea este legătura desăvârșirii și în familie. Mă revin la problema despre care se vorbește aici. Am găsit-o a doua ca și dificultate în a o accepta și a o împlini. Știți de ce? Vă spun 2 motive pentru care este grea porunca aceasta pentru foarte mulți creștini. Mai întâi de toate, din cauza firii pământești care este în noi. Pentru că firea aceasta pământească ne îndeamnă mereu să căutăm să avem mai mult. Niciodată nu ne va spune firea pământească destul. Destul. Îți ajunge. Ai ce să mănânci, ai ce să îmbraci. Ocupă-te acum, dacă nevoile tale de bază sunt împlinite, ocupă-te de lucrurile celelalte care sunt foarte importante. Firea pământească îți va spune mereu, mai trebuie, mai trebuie, mai trebuie, mai adună, mai profită, uite încă o oportunitate și încă una. Uite, cine știe? De ziua, de grija zilei de mâine, va purta Dumnezeu, dacă l-ai gătat. Binecuvântat să fie. Cu câteva luni în urmă, într-o după masă, după ce soția mea a plecat la lucru, m-am retras într-un colț mai liniștit acasă, de fapt, cam liniștit în toată casa. În locul în care îmi place să-mi plece în ochi și să mă rog și te-am de vorbă cu Dumnezeu, nu știu exact despre ce vorbeam atunci, însă știu despre ce mi-a vorbit El. Mă rugam atunci și așa mi-a venit un gând cu o putere deosebită. Și era o întrebare, ca o întrebare pentru mine, întrebare pentru noi. Am asemenea experiențe și mă bucur așa de mult, mă bucur când Dumnezeu îmi pune așa gânduri cu o forță extraordinară în cuget. V-am adus aici ca să vă fie mai ușor. Ca să mâncați o pâine mai albă. Și odată ajuns aici, voi ați început să vă luați la întrecere.
și m-a speriat. M-am oprit și am zis, Doamne, oare ce e cu gândul ăsta? Dar cât era gând de la Dumnezeu și gând cu privire la mulți dintre noi. Că am zis că plecăm din România ca să mâncăm o pâine mai bună. Și Dumnezeu ne-o dă. Dar odată ajunși aici, plecați într-o țară în care n-am prea avut posibilități și ajunși într-o țară a tuturor posibilităților, nu prea mai știm unde este stop, aret. Și adunăm și adunăm, sora Rodica spunea cu mulți ani în urmă o poezie, cum strânge de pe crengi furtuna. De asta această învățătură a Domnului Iisus nu prea ne place. Atunci când ascultătorii Lui au auzit cuvintele Lui, nu vă strângeți comori pe pământ. Eu cred că mulți dintre ei au gândit așa cum gândesc creștinii când citesc cuvintele acestea și mulți dintre dumneavoastră care m-ați auzit citindu-le aici. Dar care e problema? Și sunt creștini care atunci când aud vorbindu-se despre astfel de lucruri se ridică din biserică și ies afară zâmbitori. Asta nu e pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu e pentru tine și pentru mine. Amin? Amin? Al doilea rând, este dificilă de primit învățătura aceasta despre atitudinea corectă față de comorile pământești din pricina noastră a predicatorilor. Imaginați-vă câtă credibilitate ar avea cuvintele mele dacă v-aș spune nu vă strângeți comori pe pământ, dar ați vedea că eu mâine mai îmi fac o casă și mai îmi cumpăr două mașini. Și în fiecare duminică aș veni în mijlocul vostru îmbrăcat cu un alt costum. Azi port Armani, mâine port Versace și nu știu ce mai mărci ar mai fi. Cunoștințele mele în domeniu sunt foarte limitate. Dacă ați vedea pe driveway-ul meu acasă trei mașini, una mai strălucitoare ca alta, pe copiii mei purtând cine știe ce, v-aș întreba, m-ați crede dacă v-aș spune, nu vă adunați comori pe pământ? Nu m-ați crede. Pentru că ceea ce dovedesc eu cu viață ar infirma puternic, ar contrazice mesajul pe care aș vrea să vi-l spun. Și aș putea aduce cele mai puternice argumente în vorbirea mea. Dacă viața mea va dovedi altceva, vă veți uita la viața mea și nu veți primi cuvintele mele. Chiar de adevărat. De aceea învățătura aceasta este grea de primit. Grea de acceptat și grea de pus în practică. Mântuitorul Iisus s-a uitat și prin desenii Lui a văzut această preocupare. Am citit undeva cu multă vreme în urmă că în vremea Domnului Iisus oamenii erau preocupați să-și etaleze starea lor socială, proprietatea, bogăția, poziția lor în trei feluri distincte. Unii dintre ei își etalau în purtarea hainelor strălucitoare. Se pare că încă din totdeauna haina a transmis un mesaj despre cel care o purta. Când Acan împreună cu tovarășii lui au pășit în Ierihon, pentru întâia oară a văzut o manta de șinear. Venea din pustie și în pustie nu prea erau multe magazine de mod. Și când a dat cu ochii ideea prima dată, a zis, zică Iosua, ce-o zice? Asta intră la mine acasă. Nu știe nimeni. Și a adus-o în casa lui. Dar din cauza acelei lăcomia lui, vrând să impresioneze, probabil, după luptă pe alții, când va ieși printre corturi cu tână mandată și nea, se vor uita oamenii altfel la el. Și fără să știe, a adus nenorocire asupra casei lui, asupra familiei lui și într-o oarecare măsură asupra poporului lui Dumnezeu. Apostolul Iacov, care se spunea azi dimineață, era socotit ca un stâlp al bisericii din Ierusalim, a constatat că și printre frați există o anume considerație pentru hainele strălucitoare. Capitolul 2 al epistolei sale, de la versetul 1, 2, 3, acolo zice el așa, frații mei,
să nu țineți credința Domnului Iisus Hristos uitându-vă la fața oamenilor. Pentru că, uitați-vă voi, dacă vin între voi doi oameni, unul dintre ei purtând o haină frumoasă și un inel în deget, dintr-o dată atitudinea voastră față de el se adaptează situației, îl duceți în față, de a avea o Biblie sub braț, l-ați și pune la predică, poate. Și vine altul mai necăjit, asortând niște Adidas vechi cu o geacă, nu știu de care, de la ajutoare, ăsta îl puneți acolo în spate, că e mai de mâna a doua. Frații mei, să nu faceți asta, spune ea. Mântuitorul Iisus le spunea oamenilor din vremea Lui și a văzut un al doilea lucru de a-și exprima oamenii bogăția. În hambarele pline, fratele Petre amintea aici pilda bogatului aceluia căruia i-a rodit țarina. Știți ce m-a surprins când am citit-o cu atenție? Omul ăsta era bogat și, cum zicem noi românii, ban la ban trage, la ăsta i-a rodit și țarina, poate mai frumos decât la toți din satul lui. Și el se gândea ce va face. Dar ce m-a impresionat pe mine, ce m-a șocat, a fost faptul că el n-a mai apucat să facă nimic din planul meu. Mi s-a întâmplat să predic din pilda aceasta, n-am citit-o cu atenție și spuneam eu atunci că omul și-a dus acasă toate lucrurile, s-a uitat la ele și a zis, acum ai de trăit. Când am citit cu atenție pilda, mi-am dat seama că el doar s-a gândit. El doar s-a gândit să spargă hambarele vechi neîncăpătoare și să-și facă altele mai mari. El doar s-a gândit să adune în hambarele noi recolta aceea îmbelșugată. El doar s-a gândit că va da sufletului său bogății și băutură din vremea aceea. Dar n-a mai apucat. Pentru că uneori bogăția poate să-ți plece din mâini și eu am avut experiența aceasta. Cel mai bogat om din partea aceea lumii n-ar fi crezut niciodată dacă i-ar fi spus un predicator îmbrăcat mai sărăcăcios, omule bun, asta se pot duce rapid. Dar a avut experiența să vadă că toate se duc într-o jumătate de zi. Tot ce a avut, toată agoniseala de viață s-a dus într-o jumătate de zi. Dar câteodată se duce omul și le lasă aici. Că la bogatul din pilda aceea, Domnul Iisus spune că i s-a spus, nebunule, chiar în noaptea aceasta, nici nu a apucat să-și spargă hambarele vechi. Chiar în noaptea aceasta ți va se va cere suflet. În al treilea rând, deci, iertați-mă, vă rog, în al treilea rând, Mântuitorul Iisus a văzut că oamenii de atunci își adunau și își exprimau bogăția în aur, în argint, poate ocazional în pietre scumpe, astea erau mai rare la evrei. În lucru de felul acesta, Mântuitorul Iisus a văzut toate efectele bogăției asupra caracterului omenesc. Cât de tare îl îndepartă bogățiile pe om de Dumnezeu, cât de mult îl înșeală și dau sentimentul că deține controlul asupra situației, poate să vină foame de acum am. Așa cum se cred cei care adună mii de conserve astăzi în buncăle, că dacă o veni vreodată vreo foame de vreo nenorocire pe pământul acesta, ei au. Dar nu o să îndrăznească să iasă de acolo, să vadă lumina soarelui. Pentru că ăștia care n-au, abia așteaptă să iasă de acolo, ăia care au. Și se va face atunci o oarecare ajustare, așa, socială. Mântuitorul Iisus a uitat la semenii Lui. Și dacă ar fi în vremea noastră, poate ne-ar mai spune și de alte lucruri care le-au mai adăugat noi între timp pe lista noastră de valori. Prin anii 80 și 82 cânta un cântăreț orb în România, Nicolescu îl chema, din cuprinsul taberei noastre de valori, peste aur și argint și diamant. Pentru noi, ca simpli muritori, viața e lucrul cel mai important. Cântau tineri în sări. Dar nu știu dacă cineva dintre ei a priceput mesajul acesta. Nu bogăția. Dacă ți-o dă Domnul, dă-i slavă Domnului. Dacă
nu ai ajuns încă să deții. Domnul Iisus spune, nu te sfărâma, că te sfărâm degeaba. De ce să nu-ți aduni comori? Mântuitorul le-a spus atunci două motive. Eu aș mai putea adăuga. Ale lui sunt mai importante decât cele pe care le-aș adăuga eu. Unul la mână se duc. Mântuitorul a vorbit despre molii. Și molile astea vin că nu te aștepți. Și rod acolo unde nu ai vrea. Că dacă ți-ar lua de undeva haina într-un loc mai ascuns privirilor, mai repari cumva, mai ascuns. Dar ți-o lua de aici în față, se vede bine, de la distanță. Și mantaua de șinear pe care ai vrea să o îmbraci, să-ți impresionezi semenii. Dacă are doar o mușcătură, o atingere de moli aici, s-a dus. Bogățiile de atunci erau foarte insecuritare. Așa cum sunt și bogățiile din ziua de azi. Un om din nordul Moldovei și-a lăsat familia acolo și a venit în vremea lui Ceaușescu în Timișoara să lucreze. Nu mai știu la ce fabrică a lucrat vreo 18-20 de ani. A mâncat pâine uscată cu margarină din aceea tare, tare de tot. Biscuiți, ceai. S-a supus la niște privațiuni extraordinare și a adunat 200 de mii de lei în banii de atunci. Păi erau bani. Și a venit revoluția și odată cu ea devalorizarea. Și la un moment dat, din banii aceia, aș putea cumpăra o pereche de pantofi. Pe vremea Domnului Iisus, devalorizarea nu era așa de rapidă. Însă bogățiile în care oamenii își investeau viața se duceau tot repede. Și astăzi tot repede se pot duce. Unul din motive era faptul că astea erau nesigure și odată plecate s-a dus și fericirea ta, dacă e legată de ea. În al doilea rând, și fratele Petre anunța aici mai înainte, inima omului se leagă tare de ea. Un credincios englez trăitor prin secolul al XIX-lea și-a vizitat prietenul, un om din înalta societate, un aristocrat. Ăsta trăia pe un domeniu undeva în afara orașului. Și când i-a venit prietenul, creștinul nostru mai smerit, omul acela l-a plimbat peste tot serate. Întâi a arătat interiorul. Pereți încărcați de picturi, scumpe toate. Candelabre, unul mai frumos decât altul. Covoare, mobilă. În urmă, după ce au colindat prin toate odăile castelului aceluia, gazda l-a scos pe musafir și pe afară. Și l-a plimbat pe domeniu. Eleșteie frumoase. Copacii aceia bine îngrijiți. Gazonul specific englezesc. Și în final, acum ar fi așteptat să audă din partea musafirului un cuvânt de apreciere. Wow! Numai că ăsta a zis, mă uit la toate aceste lucruri și îmi dau seama cât de grea va trebui să fie plecarea ta dintre ele. Vă dați seama că asemenea cuvinte nu l-a bucurat tare mult pe gazdă, dar exprima un adevăr. Inima omului se leagă de el. Ți-ai cumpărat o mașină nouă și n-ai unde să o parchezi. Și noaptea te trezești, stând la bloc, te trezești de 5 ori și te uiți pe geam să vezi dacă e tot acolo. Nu? Și nu ți mai odihnești. Pentru că inima a început să se lege de mașina aia. Dacă vreun copil de-al vecinilor a trecut cu bicicleta și ți-a zgâriat-o puțin, ai stricat relația cu vecinii. Aș vrea să mai spun ceva. Acumularea bogățiilor, ăsta e un al treilea motiv, acumularea bogățiilor, să știți că cere un preț. Poți să acumulezi bogății prudind din greu, sacrificând, tăind din timpul familiei și din timpul tău de odihnă. Poți să te îmbogățești nedreptățind pe alții. Și Iacov, în capitolul 5, vorbește și despre așa ceva, despre cei care au oprit plata lucrătorilor de pe câmp. Poți să te îmbogățești cinstit sau necinstit. Îmbogățindu-te cinstit, prin muncă, prudind, va trebui să plătești un preț. Și prețul este acela că îți vei vedea copiii crescând. Parcă e tot mai mare acolo între tinerii la fanfară. Uite că a mai crescut, uite cât a crescut. Când timpul săptămânii tu pleci de vreme, când el doarme și ți-e milă să-l trezești,
și vii seara târziu când ești frânt de obosit și el se retrage în camera lui și îl mai vezi la sfârșit de săptămână și cu soția bilete pe frigider, îi spui ce să cumpere, ea spune și ea ce să cumpere și așa mai departe. Acumularea bogățiilor, să știți că nu vine așa cum pocnești din deget. Pe oricare din magnații lumii acesteia, dacă i-ați întreba, v-ar spune că au făcut sacrificii, sigur că ar da o notă frumoasă muncilor. Mântuitorul Iisus ne spune cu dragoste, oameni buni, legați-vă inima de cer, adunați-vă comori acolo. Și sigur că se pune întrebarea, dar timpul nu mai îmi permite să intru în detalii. Cum să-ți aduni comori în cer? Unui tânăr bogat Domnul i-a spus și ăsta o aflat și nu a vrut. Pentru că avea multe bogății. Vreau să vă spun că nu e aceasta singura cale de a-ți aduna comori în cer. Să dai bogăția ta pe care ai moștenit-o poate la săraci. Că dacă ar fi așa, atunci în cer s-ar păstra diferențele sociale de pe pământ. Cineva și-ar putea cumpăra acolo un scaun mai în față, iar altul poate un scaun mai în spate, unul din ăla pescăresc, așa, din trei bețe. Nu e așa. Mântuitorul Iisus a fericit pe o femeie care a dat doi bănuți. Și a spus, asta o da mai mult decât toți. Au dat și alții în ziua aceea și au dat poate mult mai mult valoric decât ea. Dar după economia cerului, aceasta a dat cel mai mult. Când n-ai altceva de dat, numai o vorbă bună, dă-o și pe aceea. Un pahar de apă rece dat în numele Domnului Iisus și acela va avea o răsplată. Atât de multe modalități avem să adunăm comori în cer. Dar oare am fi dispuși să facem? Domnul Sfântea Înțelepciune în privința aceasta. Amin. Am să vă invit, dragii mei, să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Aș vrea să vă chem să aducem mulțumire Domnului care ne iubește.